Minunat moment pe care îl trăim astăzi aici la Podgorița. Htjela bih da zahvalim prisustima i također gospođi gradonačelnik, gospođi ministar kulture, gospođi predsjednik skupštine. Zahvaljujem vam iz srca za ovaj divan trenutak. Pentru noi Mihai Eminescu nu reprezintă doar poetul național, reprezintă sufletul culturii române, sufletul neamului românesc. Cam ceea ce reprezintă Niegoș pentru Muntenegru, de aceea, prin reciprocitate și la Craiova, va fi un bust al poetului Niegoș din Muntenegru. Mihai Eminescu ne predstavlja samo pjesmik Rumunije, nego je on srca i duša nacije, tako kao što za vas Niegoș predstavlja duboku emociju, Mihai Eminescu također za nas. Htjela bih da kažem da u buduće u Krajovi biće također monument Njeguša, tako da smo radosnali da dođete i da nas posetite. Așadar, în perioada următoare vă va adresa o invitație la Craiova pentru a inaugura și monumentul lui Niegoș într-un oraș deja cu care aveți foarte multe legături, pentru că în Muntenegru acum există o bibliotecă românească, există o școală în care se învață românește și bineînțeles că va trebui să întărim aceste legături și pe viitor. Iar ceea ce facem astăzi aici nu face altceva decât să întărească aceste legături. Vă mulțumesc! Uskoro će doći pozivnica za otvaranje monumenta Neguša u Krajovi. Tako kao što u Podgorici postoje škola na rumunskom jeziku, postoje biblioteka, nadam se da uskoro postajat će i u Krajovi pojednako vaš pjesnik i vaš jezik.